noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre.
sufletele adormitului robului tău, păzindu-l pe dânsul într-o viață cea fericită, care este la tine viitorule de oameni. Într-o odihnă ta, Doamne, unde toți sfinții tăi se odihnesc, odihnește și sufletul adormitului robului tău, că tu singur ești fără de moarte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, tu ești Dumnezeu, căruia ai pogorât Traian și ai dezlegat durerile celor ferecați. Însă și sufletul adormitului robului tău îl odinește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, una curată și prea nevinovată Fecioară, care ai născut pe Dumnezeu mai presus de fire, pe acela roagă-l să mântuiască și sufletele sufletul adormitului robului tău. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne. Cine miluiește? Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Încă ne rugăm pentru odihna sufletului adormitului robului lui Dumnezeu, Arhimandritul Cleopa Ilie, cu tot neamului cel adormit, și pentru ca să îi se ierte lui toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletul lui unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerului, și iertare păcatelor lui de la Hristos, împăratul cel fără de moarte. Și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Dă, Doamne, Doamne, miluie, miluiește! Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavolul ai surpat și ai dăruit viață lumii tale, însuți, Doamne, odihnește și sufletul adormitului robului tău, Arhimandritul Cleopa, cu tot neamul lui cel adormit. În loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală ce a săvârșit el, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și de oameni viitor iartă. Dumnezeu să ierte! Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău adevărul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Că tu ești învierea, viața și odihna adormitului robului tău, Armantul Ilie Cleopa, cu tot neamului cel adormit, Hristos, Dumnezeul nostru. Ție slavă înălțăm împreună și părintelui tău, celui fără de început, prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție, la slepulor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Preacucernice Părinte, binecuvintează! Cel ce a înviat pe Lazar a patra zi din mormânt, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale și ale tuturor sfinților, sufletul adormitului robului său, Arhimandritul Cleopa Ilie, cu tot neamului cel adormit, în locul... în corturile drepților să-l așeze asemenea lui Avram, amin, să-l odihnească, amin, cu drepții să-l numere, amin, iar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Într-o fericită adormire, veșnică odihnă fă, Doamne, sufletului adormitului, Dumnezeu, Armantul Cleopa Ilie, părintele nostru, cu tot neamului cel adormit,
Ai, Doamne, veșnică pomenire! Veșnică pomenire! Veșnică pomenire! Veșnică lui pomenire! Pomenirea lui din neam în neam și fă-l-i, Doamne, veșnică pomenire! Veșnică pomenire! Veșnică pomenire! Veșnică lui pomenire! Pomenirea lui din neam în neam, fă-i, Doamne, veșnică pomenire! Hristos a înviat din morți, cu moartea pre-moarte cântând, și celor din morminte viață dăruindu-ne. Dumnezeu să-L ierte, Dumnezeu să-L odihnească, iar pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Momentul a fost imortalizat. Ce mă numai taro? Nu mai este nimeni. Da, da, sunt nimeni. Eu știu cum să... Aaaa!